Gata, începem prima zi din skate vlog. Prima zi din Franța, prima zi din competiție. Azi sunt semifinalele. Doar ce am parcat mașinile. Yeah. Și vom merge să ne facem înscrierile. Te-ați pregătit, băieții? Bă, da. Da, mai, nu sunt chiar toți aici, au plecat câțiva în față. Hai, mai, îi prindem pe urmă pe vlog. Îi prindem pe vlog după aia. E coadă la înscriere. Stai așa că trebuie să stăm la coadă. Ce idee ți-a venit? De trick, am o idee de trick de-al meu, dar o să-l fac după ce, nu știu, probabil după ce mă dau, că nu e sigur ce este din el și... Nu dai ceva acum rapid așa. Bă, pot să dau ceva acum rapid dacă pe tine te interesează, da, dar... Da, uite așa. Aproape. Shit. Data viitoare. Ai alunecat oricum că Nu, nu am alunecat, a fost prost. Doar. Hai că mă duc acolo, că da, stăm la coadă. Oricum stăm la coadă. Da. Gata, din nou. Ia să vedem că s-a schimbat ceva. Ne-am înscris. Se văd după aia ce ne-a băgat în geantă. Dar anul acesta se vrea fața din interior. Are placaje de lemn. Băi, e mai bine, pentru că a alunecat rău de tot anul trecut. Deci e mult mai bine acum. Și zona de skate de afară, în teorie, anul ăsta trebuie să ne dăm afară, dar dacă va ploua, va trebui să împărțim zona din interior. Și vreau să văd un pic cum este. Bine, momentan e ud, că a plouat de dimineață, dar ia să vedem. Oh, uite și pe Ștefan. Ok, amenajat super frumos. E destul de mare zona de skate. Bun, deci am găsit tichetul ăsta. Aparent, pe bază de tichet vom mânca. Acum mergem la mașini, să lăsăm portbagaj. Yeah. It's going down. Am o surpriză pentru toată lumea aici. Oare ce va fi? Bonjour. Ok, haideți să facem un stil mare, ca și la Euro Freestyle. De data asta avem tricouri de echipă, am schimbat culoarea, de la mauve am trecut la verde, pentru că e primăvară, avem verde pal. Haideți să facem încorțirea cum trebuie. Ia uite, frumos aici, ne-am numerotat. Ce facem la fiotii cu poșete? Andrei. Unde e Andrei? Asta e al lui Andrei. Steagul României, frumos aici. El e sponsorul de Never Enough. Da, asta e al tău, Andrei. Asta este Dani. Dani. Cutan Skateboards. Asta este la deja am câștigat. Carmen. Moonshine. Ce avem aici? Foarte bine. Monica nu e cu noi. Las că îl dăm puțin mai încolo. Este problemă. Punem aici deoparte. Alexandra. Tu ai zis că poate vrei un L. Ține-l un pic deoparte, poate am un L în plus dacă nu-ți vine M-ul. Mateo. Pentru domnul Mateo avem aici tricou de echipă. Asta este Lolex. Unde este Lolex? Frumos pentru Lolex. Mimi. Nu s-a zgârcit la material. Dă-mi asta este. Mimi, aici. Yes. Skibri dop, dop. Superman aici. Superman, am da. Soare. Am dublu XL pentru soare. Dublu XL pentru soare. Big motherfucker. Ok. Stan. Unde este Stan? L-a luat în ordine alfabetică. Nu știu, le-am luat și eu acolo. Forță. Așa? Robi? Robi, avem și pentru Robi unul. Eu nu vreau să iau, dar trebuie. Ăla e. Trebuie, frumos. Ăla. Și am și pentru prietena lui Robi. Amber? You got a shirt too. Yeah, you're part of the team now. Yeah. And cam asta a fost. Acum să vedem ce și cum. Alexandra, vrei să-ți dau el? Deci, cam astea sunt tricourile pentru echipă. O să fim toți verzi anul acesta. Facem o impresie și foarte bine. Impresia contează. Da, aveți o brichetă? Da. Acum calitatea se mai întâmplă și la un milion, știi? Unul la un milion. Așa. Bun, deci încă este ud pe jos, dar vor să aducă niște blouăre, să usuce destul de repede suprafața. Și sper să nu plouă. Da, să vedem dacă ține cu noi vremea. Pentru că înăuntru se dau cei cu BMX-ul și nu prea ne încadrăm cu timpul dacă ar fi să împărțim suprafața. Anyway, Robi, ce zici? Ce părere ai despre rampele astea? Rampele astea sunt drăguțe. Cred că o să facă un show foarte drăguț, băieții. Și da, ne bucurăm, ce o să vedem.
ce este, aventurez la vreo una din asta? Aș încerca să vedem cum o ține și glezna. Da. Pare interesant. Aha, văd că încă instalează jocurile astea retro. Mamă, 80s. Direct 80s. Direct 80s, yeah. Sau 90s. Ăsta e mai 90s. Mai 90s, așa un pic. 90s, așa. Ce vă jucați? Bă, ceva cu mașini. Gran Turismo. Ce fai? Ia pe-l răsăr! Aici pe organizare. Vine aici! Un stâlp al comunității. Hai că mi-am luat și aparatura. Să fac și niște poze faine. Sper să nu plouă. Să fiu și videograful și fotograful. Tot ce trebuie. Dar culmea e că până acum tot acest vlog l-am filmat cu iPhone-ul. Nu știu, se vede foarte bine și e foarte versatil. L-am mereu un buzunar, parcă nu-mi vine să mă întind spre GoPro. Deși GoPro e la fel de versatil, dar iPhone-ul pentru mine în momentul de față e top. Da, Andrei, ce zici? Trebuie cheile, ca la VIP nu pot să-mi las chestiile, că crede că suspect. Păi dar nu, lași aici chestiile. Aici e zona noastră de schi. Ceva n-aveau. Da. Dar chiar cum ți se pare competiția asta? Că l-am întrebat și pe Andrei față de paddleboard, că tu ai fost la paddleboard. Da, ce drept nu prea e timpul favorabil. Dar bine că avem unde să facem înăuntru. Și
Da, plus de asta mai avem și alte obiceiuri, gen BMX-uri. Gen da, ai văzut BMX freestyle? Da, am văzut, super tare. Da, mi-ar fi plăcut și mie să, să fie avansat și eu un pic în BMX-ul meu, dar asta e. Ia, ai învățat trick nou? Hai, arată! Aolo! Aproape ai învățat trick nou? Da, nu e chiar... Hai că mă uit! Stai, 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 acum! Ia, ce te luat? Sandwich vegetarian? Rap. E slab? Rap. Ah, rap. E vegetarian? Am zis că e slab. Ea e bun? O să-mi ia și eu din asta mai încolo. Acceptabil, ha? Teddy Fisher! Teddy Fisher! Teddy Fisher! Teddy Fisher! Poate avem șansă, încă mai este umed, dar poate se va usca, să vedem. Am tot dat cu blow-ul ăsta, dar nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Stăm pe canapea aici, frumos, relaxing. Yo, arată-le cum se face Robbie, man. Mamă, e mai bine să nu le arată nefăcută. Skate-i rău de tot de skate. Aoleu, dar voiam să te prind puțin pe cameră. Your turn. This is singly the dumbest thing I've ever seen before a competition. Let's go skate sketchy ass fucking ramps on freestyle boards in the wet. That's smart. No thanks. Hai, că a început să vină lumea. Să strângă skaterii. Dar ne lipsește publicul momentan, dar este în regulă, pentru că publicul acum este în interior pentru competiția de BMX. Da. Se văd războinicii mei aici, pe video. Tot ce este în verde, Dani trebuie să se schimbe, că n-a apucat. Yeah, Danny, give me a combo, a little combo. For the vlog, of course. It's okay. You knew I love that trick. You knew it. Yes. What? Yes. Sur
Je te remercie, Flo. Je te présente tous nos partenaires et du coup, nous avons Stéphane. All right, girls, you can warm up. You have 13 minutes of warm up. Is that good? All right. See you in about an hour. Yay! Yo. Ok, on va commencer cette compétition de skate freestyle. Vous êtes chaud ou pas là? Vous êtes pas beaucoup nombreux, hein? With the girls' qualifications, whatever it takes, all the girls will be in finals tomorrow. Quoi qu'il en soit, toutes les filles seront en finale demain. Aujourd'hui, c'est la qualification filles. On a 5 filles en tout. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, Alexandra Gumipade? All right, so if you look at me now, you have the timer right there. So whenever you're ready, let's get it started. Yeah. Allez, est-ce qu'on peut lui faire un peu plus de bruit, s'il vous plaît? Il faut l'encouragement, c'est compliqué de passer le premier. Là, attention, ça va aller. Et là, peu comme il y a ça. Yep. Allez. Ouais. Allez, c'est un chant. Yeah, allez, mec, c'est le plus bon. Yes. Yep. Ok, s-a încheiat și grupa de fete. La fete sunt doar 5 care participă, la pro sunt 7 și la amatori sunt 21, cam așa. Fetele și profesioniștii vor intra automat în finală pentru mâine, pentru că suntem mai puțin ca număr, dar la amatori, mi se pare că din 21 de amatori vor intra în finală mâine, cred că 10, maxim 10, cred. 10 sau 12, ceva de genul ăsta. Iar acum este urma pur pentru amatori. Yeah! And the cross foot. Yeah! Can we have some noise for Alexandru Ferraro? Whoa! Yeah, the one we really know. He's got nice track tricks. He's got. Yeah! Yep!
Yes. Yeah, let's go, yeah. A început să picure puțin. Am uitat să mai dau un update. Aproape că s-a încheiat și rundele pentru amatori. Lolex a lovit la mână, a căzut în rutină. Acum este la spital, mi se pare, să-i facă un scan, să vadă să fie totul în regulă. Mai sunt, cred că, două persoane de la amatori. După aia se încheie, pauză și urmează profesioniștii. Eu zic că a fost ok până acum. Important e să se califice băieții în finala pentru mâine la amatori. Fetele oricum se califică toate. Încerc să nu uit să mai fac câteva update-uri. Revin. Rider in that pro division comes from a nice, beautiful city in Romania, Slatina. Without him, the Romanian freestyle scene wouldn't even exist. Can we have some applause for Marius Constantin? Regardez ce flow incroyable, ça va beaucoup plus vite. Il y a tellement de sites différents. Elle se porte au feu. Yeah. Il a une pour vous. Yeah. Allez, look at this, look at this. Yeah. Yeah. Look at this. Allez, on s'énerve un peu ça, tiens, regarde un peu ça. Yo. All right, 1 minute left. Oh, look at that one. Wow. First, please. De la pro, cum spuneam, se vor califica toți la fel și la fete, dar ne interesează mai întâi la amatori cât se vor califica, pentru că sunt în jur de 20. I'm going to announce the classifications for the pros and the girls as well. Everyone. Yeah, but everyone is qualifying in the finals at the pros and girls, right? Yep. Only the how many from the amateurs? 14. 14 out of 20. Out of 20. So 6 will not go tomorrow. In the final. Okay. Makes sense. I did my best. Yeah. Everyone for coming to France. This means the world to me, guys. This is crazy. Thank you. Not gonna say more because it's getting emotional. And secondly, can we have a round of applause for my man Lolex, please? Right. We are sorry for you, but man, you are brave. I'm sorry for myself. No, man, that's okay. Because all the girls are going to finals, but classifications. In fifth position, we have my wife, Izzy Zamberlan. In fourth place, we have Monica Tushinean. For Alexandra Dumitrache. The winner of the Cali is Carmen Yanitsa. And can we have a round of applause for Tony Banner for the second, please? Bus.
position. The favorite filmer, Alex Foster, is going to finals. Fifth is Harry Fisher. The fourth place comes to Tony Darkslide. Yeah, man. Who's ready for the podium? Third position goes to Melvin Mooring. Sorry, man, I cannot see anyone, I'm too tired. The winner of the qualifications is Andrei Noveri! And congrats to Marvin Schutter for taking second place! T-ai calificat pe primul loc, sper să fie și mâine tu la fel, auzi? Mâine tu la fel să... Seventh place goes to Turi Zoltan! See you tomorrow anyway, man. Sixth place goes to Mr. Todigo. Yeah. I beat your ass again. But tomorrow is the final. Fifth place, Maurice Constantine. Yes! It's got the board all over again. But still! Thank you for being here, legends. Third. Gunter Rockles! Yeah! Danny! The one who got the first place in the qualification of the professional is Daniel Adam! Congratulations, man! All the Daniels are in podium! Congratulations, man! Congratulations everyone. Thank you again for being here. Băi, locul 2 l-a pro calificat, frate. Mâine dacă te menții așa, vai de capul meu. Da. Trebuie să menții și tu și Andrei. Let's kick these asses. Let's go to the best tricks. Best trick. Half past 6:00 right now. So Danny, how does it feel to qualify first at pro, man? Unreal. I was not expecting it, not at all. You skated like an animal. Like a beast. I tried my best. It worked. I got you. You and Danny, both Dannys. Crazy. I wish I would have looked at Danny's run. I was too scared to look at it because I know how good he is. It's you guys are too good, man. You guys are too good. Where's the off button of this machine? I don't know, man. He reminds me of Sebastian Hoppe, man. Thanks. That's a good compliment. It's crazy. Yeah, but let's see tomorrow, you guys. You have to hold to your belts now, tomorrow. That's the worst part. I wish today was finals. Yeah, definitely. Ce zici, domnul? Te-ai calificat în finală mâine. Ce părere aveți despre această situație? E crashmaker, băiatul ăsta. Și sora ta este pe locul 3 la fete. Ce zici de treaba asta? Vă mențineți pe poziții? Dani, locul 2 la pro. Eu l-am bătut din nou pe Tony cu un punct. One point in front of Tony. What do you think about that? Sorry, man. I just have to say it. It's Paderborn all over again. I know it's like fifth place, but... Nah, whatever. I suck at this now. Oh, shit, man. Da, cum spuneam, nebunie totală. Cum arată clasamentul și... acum urmează best trick-ul, dar aparent vor să mute best trick-ul înăuntru, unde s-a ținut competiția de BMX pe suprafața aceea, din lemn. Cred că e un fel de game, ceva... Cei de la BMX să dea un trick și apoi cei de la skate să dea un alt trick sau ceva de genul. Nu am înțeles, dar vreau să văd despre ce este vorba. Sună interesant oricum. Nici dacă l-au pus azi și nu l-au pus mâine, în ziua finală, vedem despre ce este vorba. Aici sunt astea de la Putan, sunt câteva de vânzare și astea treile am de la Skate Shop. Momentan n-am niciuna, dar am înțeles că vrea cineva să cumpere pasta. Am zis că e bine să fie. Oh, hello! Hello! Numai o secundă. I'm making a vlog, you know?
Maybe like this. Wait. Like it. Ok. Aparent anul ăsta au făcut ca și anul trecut, cum să spun eu, fluturașul ăsta și sunt toți cei 6 de la BMX și de la freestyle skate și dacă copiii colectează toate semnăturile, primesc ceva, un pachetel. Și e foarte interesantă ideea. Și am tot dat semnături toată ziua. Here we go. No worries, no worries. Cred că am semnat, cred că 100 de fluturași din ăștia. Yeah. Ah, autografe, da, scuză-mă. Autografe, practic. Scuză-mă, yeah, autografe. Eu nu pot să pot să dau autografe. They have to collect all the signatures from all the people that are here, the heads, and after they collect all the signatures, they receive something like a bag or something like that. I don't know what they receive, but they do receive something. So you are not a legend. It's no. Just for goodies. Just for goodies, yes, just for goodies. They had this last year as well, but different people. Okay. Yeah. Stefan is here. Oh, dar cine e? Eu nu recunosc. Cine este? Cine este persoana asta? Stefan. Bonjour. E Stefan. Bonjour. Bonjour. Omelet du fromage. Oui, oui. Si. Qu'est-ce que vous avez préparé? Nice. That's all I know. Yes. No, I don't. No. Oh, it's right now the best trick. Trebuie să mergem. Ok. Ia, hai să vedem despre ce este vorba. Is that good? Yes. Is everyone ready? Only three tries. Yes, the party's done. Mașini. A fost o zi destul de epuizantă. Mergem să facem și noi un duș, să mergem să mâncăm. Și cum spuneam, nu contează, a fost bătălia între tine și Alexandru Stan pentru primul loc la Best Trick, dar important este că a luat cineva de la noi. Noi din România. Voiam să dau Rolin. Și Rolin nu poate ar fi fost ceva mai, dar da, nu prea da. Picam pentru că eram da. Deci asta este cel mai important, că a luat cineva de la noi. Bă, da, foarte tare. A fost o zi foarte productivă. Hai că a fost bun, a fost bun, mie mi-a plăcut. Bun, hai că am găsit o cutiuță plină cu
cu hârtiuțe din asta, să țin și o amintire, totuși. It's your boy, Marius, aici. Oh, doamne, abia așa să ajung. Mi-e foame, mi-e sete. Chiar vreau să ajung la hotel cât mai repede. Și mâine este finala. Și totuși sunt fericit că tot acest vlog l-am filmat numai cu telefonul. Deci nici nu m-am atins de GoPro, frate. Deci filmează atât de bine telefonul ăsta cu 05-ul. Wow! Be careful! Wow! Wow! Uite ce cățel pupos! Trebuia să bag un vlog neapărat. Ok? Bye-bye! 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 Ia să bag și băcuța în vlog. Păi e la tine! A, e la mine. Nu, e la tine. Ia să văd. E, deci, de unde ai luat-o? Stai. Te rog, nu pe mine. Stai așa puțin. Stai așa puțin, așa. Ia, de unde ai luat-o pe asta? La suveniruri? Nu știu să zic cum se numește. Nu, ce te văd. Stai. Și magneții ăștia, o făcuțe. Nice. Drăguț. Și asta e tot o făcuță. Da, drăguț, drăguț. Să punem la loc, să nu se îndoie. Am pune și pe asta. Hai la mașină. Ce mai zi. Ce mai zi. Mâine trebuie să facem și poza de grup. Să fie intensă ziua de mâine. Băi, ce faceți, mă, acolo? Ia uite, băi, voi sunteți copii, mă? Aveți 5 ani? Da. Tu vii trampolină? Trampolină? Ia uitați-vă. Stai, uite, asta fac campioanele mele. Marius, ține și mie telefonul. Hai că ți-l țin. Și tricou. Stai așa, hai că ți-l țin în buzunar. Hai, distrați-vă. Da, am ajuns aici unde se mănâncă. De data aceasta este în altă parte. Au biliard, au trambuline și au bowling. Pistă de bowling. Pistă se zice? Nici nu știu, n-am jucat în viața mea bowling. O să vreau să joc un pic cu Bianca mai târziu. Am zis că este 8 euro, 10 aruncări. Chiar vreau să încerc. Oh, da. Așteptăm. Leagunita angajata. N-avea voie. N-aveați voie, nu-i așa? N-aveați voie. V-a luat. Uite ce supărate e că nu se poate juca. Oh, uite ce supărate sunt ele. Deci să vă explic ce s-a întâmplat. Carmen și Alexandra s-au rugat de Eric din Suedia să mintă că au 12 ani și că este bunicul lor. Și acum au plătit 10,50 euro sau 11 euro și acum se joacă. Dar condiția este că Eric acum nu știa, dar trebuie să fie supervisor pentru ele. I'm your grandfather. Yeah. Show me respect. Yes. And you have to supervise, right? Yeah, I have to supervise. I probably will have to go in there and find them as well. But it looks fun. It looks fun. It really looks like really, really fun. Yeah, yeah. Yeah, yeah, it's good for the vlog. If I was 12 years old, I would like it too. Yeah, me too. For me this is fun, if I was alone in here. Me too, yeah? me too, I would try it. Oh, ia zi, Marius, ai un euro, să jucăm și în asta. S-ar putea, ia, ține telefonul. Era un bun 50 de bani. Doar un euro e? Doar un euro? Da, un euro. Stai așa. Scoatem banul greu. Poți să fie 2 de 50? Aici scrie... Dar nu cred că am una de 1 euro. Am una de 2 euro. Și... 2 de 50. Ai văzut-o? Ce? Da. Sorta, da. Ba, am 2 de 50. Schimbă la bar. Să-ți dea una de 1 euro. S-a rezolvat problema. When I was in Japan, when me and Ozomo went to this place like that, in the forest, in trees. You could climb and stuff, was really exciting. Pizza vegetariană. Yeah, grandpa, get the pizza.
You didn't bring the proper grandpa, so Yeah. The proper grandpa is in Germany. In Germany, yeah. He's watching, he's gonna watch this video anyway. I would say I'm way more proper than him because I can get my granddaughters to play wherever they want. Definitely, definitely. Uite, Bianca, dar de ce nu ai un pahar de la țară cu Ia altă bere? Ok. Venim cu cine, o apitem de alicat de grevă. Wow, Mimi! Ia filmează un pic. Au rămas doar două. Trei, locuiești. Nu cred că au voie, dar cred că la japcă s-au băgat la japcă, da. Hai la hotel.